Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Vorbim astăzi despre alegerile parlamentare, dar și puțin despre ce s-a întâmplat în alegerile pentru Consiliul Județean Constanța, pentru funcția de președinte. Invitatul nostru a candidat pentru această funcție, dorește să fie parlamentar. Încercăm să vedem și ce l-a adus în politică. Este interesantă povestea sa profesională, o să vedeți că are o meserie pe care nu o practică foarte mulți oameni, dar vă prezint invitatul meu de astăzi, domnul Dumitru Focșa, este reprezentant al partidului AUR, pe scurt. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Partidul AUR s-a găsit așa o găseniță, este Alianța pentru Uniunea... Unirea Românilor. Unirea Românilor. Alianța pentru Unirea Românilor. Nu sunt uniți români, nu? La momentul de față aș zice că nu. Nu? Chiar dezbinați suntem. S-ar putea să aveți dreptate, dar dacă suntem, stai să mă uit la unele... multe puncte de vedere. La ce se întâmplă acum în societate. Bun, haideți să vorbim puțin despre dumneavoastră. V-a văzut lumea în calitate de candidat la președinția Consiliului Județean Constanța, dar nu vă cunoștea dinainte foarte multă lume, drept să spunem. Nu. Cum ați ajuns dumneavoastră candidat? N-aveau de unde, pentru că... De ce n-aveau de unde? Păi, am intrat în organizația, filiala AUR Constanța, pe la sfârșitul lunii iulie. Iulie 2020, anul acesta. Da, anul acesta, da. Și am aflat că pentru poziția de președinte al Consiliului Județean nu aveau candidat. Pentru primărie nu a fost candidat. Au fost doar pentru consilierii locali. Acolo nu mai intru în poveste că a fost ceva neplăcut. Poate că ne asumăm și vina. S-au respins dosarele. Însă am ținut foarte mult ca să candidez pentru Consiliul Județean, să promovez acest partid în plan local, în plan județean. Am vrut să-l promovez, pentru că platforma pe care o are se mulează pe crezul meu. Nu mă gândeam să renunț la profesie, să amân plecarea din nou la locul de muncă. Apropo, lucrez în industria petrol și gaze momentan și cred că ar fi trebuit să mă prezint. Dumitru Viorel Focșa este numele meu. 55 de ani, tată la 3 copii, căsătorit. Locuiesc în Comuna Lumina. Din 2015 m-am mutat din Constanța la casă în Lumina. Stăteați la bloc? Stăteam la bloc, da. Și ați vrut la casă? Nu îmi plăcea deloc. Vă înțeleg. Da. Și uite așa, la sfârșit de lună iulie, la o ședință a filialei Constanța, am hotărât împreună cu colegii mei că trebuie să avem candidat. Era vorba și de o asumare financiară, pentru că noi fiind partid extraparlamentar, nu suntem finanțați. De la bugetul de stat, cum sunt partide parlamentare. Așa este. Lege pe care, de fapt, o să revin la ea, noi o combatem. Această finanțare către partide ar trebui să fie scoasă. Nu este corectă. Și atunci, având o sumă de bani, mi-am dat seama că este și o asumare financiară, e cheltuială, m-am implicat. Auziți, nu v-ați pus un semn de întrebare ajungând în iunie, iulie, acolo și partidul n-a avut niciun candidat. Nu v-ați pus niciun semn de întrebare. Totuși, poate nu e în regulă că partidul ăsta n-are niciun candidat la președinția Consiliului Județean? Ok. Haideți să plecăm de la informația că partidul a fost creat pe data de 1 decembrie 2019. În Constanța am înțeles că a fost inaugurat, eu nu eram acasă, cumva pe la mijlocul lui ianuarie, în sala Teatrului de Păpuși, din Constanța. A urmat pandemia. Știm bine că în timpul stării de urgență oamenii nu au putut să se miște liberi ca să poată să relaționeze. Bun, din luna mai am putea spune că până la sfârșitul lunii iulie au fost 2 luni. Au fost niște persoane care ar fi dorit să candideze, dar biroul nostru de evaluare și integritate de la București au decis că acele persoane mai mult ar compromite partidul. Nu pot să dau numele, nu se cade. Și atunci
s-a marșat pe ideea că mai bine să merge pe liste doar de consilieri, dacă nu vom găsi un candidat, pentru că se urmărea un candidat care nu a făcut politică și dacă a făcut politică, să nu fie avut afaceri cu statul. Dar de ce să nu fie avut afaceri cu statul? Așa, o paranteză. A ce e așa de rău să faci afaceri cu statul? E un subiect care știm bine. Știm amândoi că dacă lei bine la descusut, în toate afacerile cu statul există un substrat necurat. La noi, în momentul de față, foarte puține sunt curate. Să știți că spunea un președinte de partid al PSD-ului, spunea așa, dom'le, dar cine să facă afaceri cu statul dacă nu privații? Să facă statul afaceri cu statul? Adică mi se pare că dacă statul face afaceri cu statul, ajungem într-un alt fel de o rânduire socială și economică pe care nu ne-o dorim. Când statul vrea să cumpere pixuri, cine să-i le vândă? Nu privatul? Observația este pertinentă, că trebuie să facă cineva afaceri cu statul. Problema este că multe din afacerile cu statul sunt prin încredințare directă. Fragmentarea de contracte ca să poată să se încadreze pe palierul de sume și licitații iepurași, știți că se vine cu persoane în spate care doar să fie prezente și șeși. Licitația este joi și de marți se cunoaște cine o câștigă. Eu nu știu dacă aveți dumneavoastră exemple, ori fi exemple, dar mi se pare că... Am urmărit viața politică din România atât în presa scrisă cât și la televiziune și credeți-mă că dacă aș fi fost chiar afon, nu intram în politică. Am înțeles, dar s-ar putea ca să fie, nu știu, 1, 2, 10, 50% din cazuri așa, nici nu știu, dar bine, mi se pare că se demonizează o întreagă clasă economică, o întreagă clasă de oameni, de afaceri, care muncesc din greu ca să plătească salarii, ca să plătească impozite, numai pentru că 1, 2, 10, 100, 1000 poate că au făcut greșeli. Nu avem instituții ale statului care verifică dacă acele companii fac greșeli, calcă strâmb. Avem justiție, pot fi condamnate. Vedeți dumneavoastră, AUR fiind un partid tânăr, foarte tânăr în sensul nu că este recent înființat, tânăr pentru că are conducători, lideri, membri, tineri, nu a vrut să-și asume acest risc. Să avem persoane care mai târziu să descoperim că sunt compromise, că apar dosare și sunt șantajabili. Am înțeles. Să știți că pot apărea dosare și dacă lucrez la stat, nu numai la privat. A, am văzut destule exemple. Așa a fost atunci, în iulie, așa a fost situația pe care am găsit-o. Și ați candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean. Nu. Cum a fost campania? Aș putea spune că n-am știut în ce mă bag. Da? De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, e nevoie, partidele mari au o logistică în teren. Noi nu o aveam. A trebuit să construim cât mai rapid, de pe o zi pe alta, strategie pentru fiecare localitate. Eu, având un număr limitat de colegi în Constanța care să mă susțină să meargă prin localitățile din județ cu o zi, două înainte, să anunțe adunări, cum se fac, să iasă cetățenii. Lucrul ăsta s-a resimțit. Însă vreau să vă spun că am obținut un număr mai mare de voturi decât mă așteptam, pentru că eu nu am intrat în competiție ca să câștig. Știam, aș fi fost, cum să vă spun, un visător să cred eu că o să câștig. Nu, nu. Am vrut doar să promovez partidul. Și ați obținut 4.830 de voturi, adică 1,77% din procent, v-ați clasat pe locul... Pe în ultimul loc, după dumneavoastră, este domnul Hales Gheorghe din partea Partidului Liga Organizată a Regiunilor Drepte, 1569 de voturi. Cele deasupra e drept pe o distanță foarte mică, Partidul Neamul Românesc, la 5076 de voturi. Și după este Mușcine George, 7070, aproape de un fost liberal sunteți. Da. Dar am muncit mult. Am mers prin județ, am vorbit cu cetățenii, am încercat să aflu pulsul vieții de la țară. Chiar și părinții mei locuiesc la țară, în județul Bacău. Știam, dar socrii mei fiind din comuna Pantelimon,
Bine, nu mai locuiesc acolo. Cunoșteam realitățile din satul Dobrogean. Dar ca să intri în contact cu lumea care este opacă la tot ce este nou pe piața politică, e foarte greu să-i abordezi. De exemplu, am avut o experiență ciudată, aș putea spune, în Topraisar, care aparține de Cogelac, și când am abordat un grup de cetățeni să le explic cine suntem și ce promovăm, am primit așa, scurt: "Ah, nu sunteți de la PSD? Vă rog să ne lăsați în pace, că nu avem chef să avem geamurile sparte." Și cred că exagerați dumneavoastră, că nu cred că eu, unul personal, refuz să cred lucrul ăsta, că trăim într-o țară în care dacă un partid mare precum PSD s-ar deda la așa acțiuni cu oamenii din teritoriu, din comuna Cogelac. Nu, lăsați-ne. Ok. Sunt și legende constituite în jurul unor, știu eu, evenimente neplăcute de prin comunele dobrogene sau chiar comunele de pe teritoriul României. Ați văzut? Unii oameni mai autoritari și unii mai... oameni, probabil, nu partiduri, dar oameni. Ați văzut vreun geam spart, apropo, acum, nu, în localitate? Nu. Dar doar am vrut să spun care a fost reacția unora la apariția unui nou partid, când încercam să explicăm cine suntem și ce vrem să facem pentru cetățeni. Poate că s-a săturat lumea, domnule Focșea, de partide, de noi partide, sunt de convins. Oameni care vin și le promit un fel de lucruri, convins, pentru că li se promit de 30 de ani diverse lucruri și nu s-a întâmplat mare lucru. Spuneați dumneavoastră că ați găsit probleme, cu siguranță, și am citit interviurile pe care le-ați dat. Sate fără apă, sate în care lumea trăiește greu, cu siguranță. Da. De ce să creadă oamenii noi pe unul? Pe un nou venit în politică. Așa de este. Ce? Da. N-ar avea de ce, pentru că unele observații au fost chiar... Am încercat să nu pun la suflet. Ce mă, vrei să ajungi și tu la ciolan? Vrei și tu ca să te îmbogățești? Încercam să le explic: oameni buni, eu dacă plec pe mare am un salariu de minim 5.000 de euro. Am avut și de 6.500, am avut și de 7.000. Nu o să iau banii ăștia dacă ies un consilier județean. Deci nu de asta vin în politică, ca să mă apuc să-mi deschid afaceri și să fac. Că tocmai această revoltă m-a determinat ca să intru în politică. Pentru că nu se mai poate. Eu aveam 24 de ani când a avut loc așa zisă revoluție. O fi fost dintr-un start revoluție, dar după aia a fost altceva, știm cu toții prea bine. Și am trăit acea perioadă de comunism. 24 de ani, eu o vârstă, aveam 3 ani deja de când navigam. Și n-aș spune că mi-aș fi dorit pentru România să ajung acum unde e Germania sau Franța. Dar totuși speram mai mult. Speram și mă uit la viața mea, văd că s-au scurs 31 de ani și România este la nivelul unei republici din America Latină. Am vizitat foarte multe țări. Columbia, Argentina, Brazilia, Mexic, tot ce-i pe acolo, și mai mărunt, Ecuador. Nu se poate. Deci, după părerea mea, și știu că mulți mă vor contrazice, România la momentul de față, și ăsta este și feeling-ul partidului nostru, a devenit o colonie. Suntem ca o colonie. Nu mai avem nimic al nostru. Nu mai avem pădurile, nu mai avem gazul, nu mai avem rețeaua energetică, nici cea de transport, barem. Căile ferate, totul a fost pus la pământ. Și ne întrebăm de ce oamenii sunt nostalgici după perioada comunistă. Din cauza că politicienii noștri nu au făcut lucrurile să se gândească la binele țării, la binele națiunii. Au făcut că le-a intrat în conturi offshore sau chiar și în țară comisioanele și i-au semnat și au dat mai departe. Ce comisioane, domnule Focșa? Despre ce vorbiți? Dați-mi un exemplu. Păi, sunt niște acuzații, ar trebui să aveți dovezi. Adică, cine că... a primit banii? Eu nu știu. Nimeni
nu ar semna. Haideți să ne gândim puțin. Vă iau doar exemplu Gojdu, la care s-a renunțat din Ungaria. Credeți că s-a renunțat și s-a cedat acel centru rural de o importanță atât de mare pentru România? Așa, pe degeaba? Nu știu cazul. Apoi, combinatul siderurgic. Când domnul Adrian Strase scrie Sidexul de la Galați, cel mai mare al nostru, scrie acea scrisoare lui Tony Blair, care a fost publicată de atâtea ori. Eu nici nu eram în țară atunci, de fapt. Am uitat să vă spun. Am locuit 5 ani în Canada, în Vancouver. Și am rămas surprins ca ministrul României, nu, ca Tony Blair să-i scrie domnului ministru, prim-ministru la acea dată, Adrian Năstase, să-l recomande pe viitorul patron, care s-a dat pe Temir C. Haideți să ne gândim puțin. Credeți că lucrurile astea... Păi dacă nu au încasat nici comisioane, înseamnă că chiar sunt... Eu vorbesc mai deschis așa, marinărește. Sunt fraieri. Atunci de ce au făcut-o? Doar să fie în scaun, nu? Doar să fie la putere. Ne-au dat așa, precum fanarioții, nu? Doar să fie la putere. Și să fie invitați prin cancelariile europene sau prin Statele Unite sau... Sidexul era o gaură neagră la momentul privatizării. Gaură neagră înseamnă că pierdea câteva sute de mii de lei pe zi. Putem să căutăm un problemă de pe internet. Pierderile erau colosale. Nu știu de ce erau colosale. Cert e că le plăteați și dumneavoastră, care erați pe mare, le plăteam și eu, care cred că munceam în perioada aceea, erau la început de carieră, le plătea toată lumea. Toți cei care se uită plăteau aceste pierderi. Unde ajungeau banii aceia? Nu știu unde ajungeau. După domnul privatizare, compania aceea a trecut pe profit. Acesta este, încerc să le explic și oamenilor și dumneavoastră, resortul pentru care unele afaceri se vând pe sume mici. Există case în Italia, domnule Focșa, care se vând pe un euro. Da. Există totuși un revers al medaliei, le iei și trebuie să investești în ele. Dacă în România s-ar da statul, ar da o casă pe un leu, probabil că lumea ar spune că statul este nebun. Există rațiuni economice în spatele privatizării Sidexului, de exemplu. O să revin la Sidex și o să revin la ce spuneți dumneavoastră cu găurile negre din România. Dacă România, până la urmă, a fost o gaură, o imensă gaură neagră, de ce a avut nevoie de noi comunitatea europeană? Că au avut și ei nevoie, nu numai noi de ei. Vă spun sincer. Gândindu-mă la toate cele închise din România, toate combinatele de aluminiu, Reșița, oțel, tot ce înseamnă dezvoltare de mașini unelte, uitați, Electroputere Craiova, o mândrie națională, s-a ales praful de ea. Acum e în ochiul rechinilor imobiliari în Craiova. Deci, tractorul Brașov, în locul tractorului este un cartier. Deci noi am avut numai găuri negre. Când am auzit că România se luptă și doream să intre în comunitatea europeană, eu care mersesem în Spania și în Portugalia de atâtea ori cu navele pe care am fost ambarcat, am zis, bă, trebuie să intrăm, trebuie să fim parte din această comunitate economică, că la început a fost o comunitate, o piață economică, pentru că vom fi și noi, după 10-15 ani, unde este Spania. Ei, n-a fost să fie așa. Pentru că politicienii noștri, și iarăși revin, pentru că ei au fost cei care au dat cu bățul, au semnat și nu și-au asumat ce au semnat. N-au pus condiții, n-au știut să negocieze. Nu avem România la ora actuală, după 13 ani de aderare la Comunitatea Europeană, România este distrusă din punct de vedere economic. Câteva fabrici de confecții cu câte 100 sau 50 de muncitori care lucrează pe un salariu de mizerie, că am cunoștințe care lucrează în asemenea fabrici pentru italieni sau pentru altcineva, păi asta este... satisfacția cetățeanului român că am intrat în comunitatea europeană, să avem un buletin cu care putem circula în comunitatea europeană, nu-i bine. Să fim, este bine, dar doar să circulăm, să fim sclavi, că omul se duce și doarme pe sub poduri, caută un loc de muncă. Deci este jenant.
Am dat efectiv în demnitatea noastră națională, felul cum am negociat noi această aderare. Pentru că nu trebuia să acceptăm să închidem complexul de porcine de la Timișoara. A fost distrus. De ce? Să cumpărăm carne din Germania, nu? Porcii noștri nu erau crescuți în condiții de igienă. Dom'le, de ce nu s-a investit așa, revin, cum s-a făcut în Spania și în Portugalia, ca industria să devină performantă? Eu nu cred. Cine se investească? Mă scuzați că nu înțeleg. S-a investit, este așa, un ver reflexiv. Cine se investească? Păi noi, când am aderat, au început să se dea niște bani. Acum, tranșele de bani, eu n-am stat să le urmăresc, fiind un simplu cetățean român, dar eu stau și compar și mă întreb, de ce, dacă Spania și Portugalia au aderat prin anii 70, dacă nu mă înșel, au reușit, când nu s-alocau așa sume mari de bani, au reușit să se ridice din punct de vedere economic și agricultura la fel și-au ridicat-o. Că știm bine că în Spania vezi, cel puțin în anumite aeroporturi când aterizam, vedeam o întindere imensă de solarii. Sunt foarte mari exportatori de tomate, de roșii. Unde muncesc românii și dorm acolo pe saltele puse pe pământ, așa că au fost multe reportaje făcute. De ce România n-a reușit? Nici agricultura să-și o rentabilizeze, nici un anumit sector din... Aici totul s-a privatizat și s-a feliat. Mi-aduc o aminte de un slogan comunist din timpul alegerilor din 1990, când domnul Rațiu a candidat. Nu merita România la ora aia o personalitate ca domnul Rațiu, pentru că nu aveam cultură politică. Nu ne vindem țara. Și domnul Iliescu zâmbea și spunea, nu ne vindem țara, da, e bine. Aplauda și el, că nu ne vindem țara. Și am dat-o la bucată. Spunea că o țară nu poți să o vinzi așa. Ci felie, felie. Auziți, dar cum ar fi trebuit să fie, în opinia noastră, să nu se privatizeze, să nu se închidă aceste fabrici? Nu, nici de cum. Sidexul nu trebuia închis, nu? Nici de cum privatizarea trebuia să aibă loc. Trebuia să aibă loc, că nu înțeleg. Trebuia să aibă loc, dar nu în aceste condiții. Vedeți, dumneavoastră... Dar în ce condiții trebuia să aibă loc privatizarea Sidexului? Care pierdea, repet, cred că 1 milion de euro pe zi atunci. Da. Cum trebuia să aibă loc privatizarea Sidexului? Mă uit acum și vedeți. Eu cred că au fost oferte și mai bune, iar... Ce ofertă mai bună a fost? Cetățeanul ăla indian care a venit, domnul, uite că îmi scapă numele acum, putea să... Dacă românii negociau, cred că obțineau chiar și de la indian o ofertă mai bună. Am impresia că au fost și niște ruși care... Deci aș vrea ca Sidexul să ajungă la ruși? Nu știu, întreb. Nu, nici de cum, dar... În 2013, spun... Sidex Galați a raportat o pierdere de 741,6 milioane lei. După privatizare, cred că au revenit undeva pe... Nu. Cred că au avut pierderi. Mă rog. Păi în 2013 nu era privatizat? 741 de milioane de lei. Era privatizat deja atunci, în 2013. Da, 3,9 miliarde de lei pierderi în 2009-2014. Pe care l-a suportat patronul, nu l-a suportat noi. Oricum, cum s-a făcut, nu s-a făcut bine. Nu s-a făcut bine. Noi am cărat cu vapoarele noastre minereu din Brazilia ca să funcționeze. Recunosc că și știm cu toții că planul de dezvoltare comunist a fost puțin spre, a frizat, megalomania. Trebuia să avem unul din ăsta și la Călăraș. Era un cost imens să trimiți minereu pe Dunăre până acolo. Chiar dacă se făcuse canalul. Dar cred că Reșița și Sidex Galați putea să rămână. Puteau să rămână ale noastre. Dacă crezi că statul este un bun administrator? Statul așa în general este un bun administrator? Poate că la noi nu, dar dacă... Da, unde? În Germania este un bun administrator? Companiile mari de automobile, de exemplu, sunt deținute de statul german sau de firme private? Sau companiile mari chimice din Germania? Că dacă vorbim de industria chimică... Dar noi comparăm mentalitatea germană cu a noastră? Nu, vorbim de un principiu. Dacă statul este sau nu un bun administrator. Domnule Hagi, eu rămân la convingerea că dacă noi am fi avut niște manageri patrioți,
la ministere, secretari de stat, ce erau pe acolo, pe economie. Nu eram așa cum suntem acum. Tocmai de aceea, Alianța pentru Unirea Românilor are în vedere, într-unul din aceste 10 puncte care noi le vă voi mai citi din ele, sigur, o să discutăm, e vorba de o declarație de la Țebea, are în vedere deschiderea unui proces pe privatizarea care a avut, pe toate privatizările care au avut loc în ultimii 30 de ani. Nu sunt prescrise toate posibilele fapte din aceste privatizări? Să știți că în Parlament se pot face legi așa cum au fost legi pentru judecarea comunismului, un proces al comunismului, se pot face legi și pentru a se ancheta cum s-au făcut aceste privatizări. Pentru cred că e prescris de mult. Dar, mă rog, să presupunem că Parlamentul poate verifica. Cu ce scop să verifice? Care ar fi finalitatea? Păi, finalitatea este că cine a făcut și a semnat și a semnat ca un trădător trebuie să dea socoteală. Apoi avem în vedere crearea unor pârghii pentru a se confisca toate averile ilicite. Inclusiv privatizările acestea. Nu știu, dacă la SIDEX e o problemă, să redevină SIDEX-ul al statului, nu? Nu știm dacă mai putem să facem asta, pentru că ar însemna să trecem la naționalizări. Noi nu avem de gând să introducem comunismul. Rămânem, deci AUR este un partid de dreapta cu principii creștine, cei patru piloni pe care noi ne zidim crezul politic, este credința, familia, națiunea și libertatea. Și niciunul din astea nu trebuie puse în discuții, pentru că atunci nu mai suntem noi. Ne-am autodesfințat. Avem în vedere ca economia de piață să funcționeze, dar și pentru cetățeanul de rând, pentru țăranul, fermierul român, care nu este ajutat în acest moment cu nimic. Produsele românești foarte greu intră pe piață. Citeam acum o săptămână un producător de înghețată, foarte bună înghețată, nu mi-aduc aminte numele lui și nici nu vreau să fac reclamă, nu are intrare nici la Kaufland, nici la Lidl, cu toate că face o înghețată naturală, de calitate, după toate certificatele obținute, și este cunoscută pe piața românească, dar numai în cercuri restrânse. Dar nu are acces acolo. Chiar dacă o vinde mult mai ieftină. Vedeți, dumneavoastră, tot ce înseamnă sector privat românesc a fost descurajat. Vi se pare normal ca marile firme, corporații, să nu aibă un sediu pe teritoriul României și să nu plătească taxe statului român? Ce corporații nu plătesc taxe? Păi avem bănci care nu plătesc, avem... Păi numai de grav... Uitați, ce bancă nu plătește taxe în România? Că sunt, deci din de moment ce în programul acesta... Sunt supervizate de Banca Națională a României, nicio bancă nu își permite să vină, să deschidă o filială în sală de, nu știu, într-un bloc, așa pur și simplu. Există un comitet de supraveghere al Băncii Naționale a României. Ați auzit de Lukoil când... Stați un pic că vorbim de bănci. Da. Ok, ce bancă nu plătește taxe în România? Dați-mi un nume. A spus că sunt bănci care nu plătesc taxe. Sunt bănci care nu plătesc. Dați-mi un nume, nu. Sunt 70 de bănci în România. Dați-mi un nume de bancă care nu plătește. Din câte mi-aduc eu aminte, a fost o discuție cu ceva ani în urmă, ING-ul, spre exemplu. Da? Cred că plătește, să știți. Eu sunt convins că sunt corporații care nu au sediu în România, pentru că altfel, partidul de la centru, avem o comisie de specialiști care nu scrie într-un program politic fără a fi documentat. Iar dacă mi se înșira aici pe o pagină toate astea, trebuia să le scrie, să mă uit cu lupa la ele sau să am cel puțin 10 pagini aici. Dar sunt firme străine care nu plătesc taxe în România. Vă aduceți aminte de Lukoil când a fost în presă că nu și-au plătit taxele? O ia pe față cel puțin. Nu și-au plătit taxele. Nu mi-aduc aminte. Bă da, au fost acum câțiva ani. Eu de atunci nici nu mai îmi fac plinul de la Lukoil. Pe lângă faptul că are un gaz de calitate slabă. Deci eu de atunci nu mai fac plin. Aveam card la Lukoil. Când am auzit că Lukoil nu și-a plătit taxele. Vă puteți documenta și veți afla. Ar trebui să fiți foarte atent la ce spuneți, pentru că sunt acuzații extrem de grave, faptul că benzina de la Lukoil este prostă și că nu-și plătesc taxele și că dumneavoastră puteți răspunde... Dar eu mi-am pus benzină de la Lukoil. Puteți răspunde juridic în fața
Lukoil, pentru că sunt acuzații pe care le faceți. Dar trebuia să-i dai un judecată când mi-am pus motorină și motorul a început să meargă aiurea. Nu știu, aveți o hârtie, credeți? O dovadă că păi este la Lukoil sau poate păi de la Lukoil, mașină? Din colț, de aici, de vis-a-vis, cu mașină nouă. Țin să din... vă avertizez, pentru că tot ceea ce spuneți okay, trebuie să aibă o dovadă și trebuie să vă asumați. Dacă spuneți că mașina a fost stricată de la combustibilul de la o anumită stație, ar trebui să vă asumați acest lucru. Haideți, discutăm despre asta. Era pe minim. Da, mi-o asum. Da, ce spun. Era pe minim. Nu. Eu de atunci o nu să mai... luăm o pauză. Da. Eu atât vă spun. Că cei de la Lukoil vor plătesc taxe. Acesta nu, și nu plătesc eu taxe. Cred că plătesc taxe. Nu au plătit taxe, da. Când au plătit taxe? Nu au plătit taxe. Dar au fost discuțiile astea cu ani în urmă. Sigur, sunteți 100% sigur de afirmație aceasta? Am citit în presă, nu făceam politică. Sunteți 100% sigur de afirmație sau s-a scris? În presă s-a scris și că oamenii au ajuns pe Marte, nu știu. Sunteți sigur de această nu afirmație? Nu s-a scris în presă că oamenii au ajuns pe Marte. Vă arăt eu că s-a scris. Nu, bine. Haideți să luăm o scurtă pauză și să vorbim despre programul politic al AUR și despre ce vă mână pe dumneavoastră în lupta, în cursa pentru Parlament. Luăm o scurtă pauză și revenim. Ne-am reîntors în platou. Haideți să vorbim puțin despre, să lăsăm deoparte benzinăriile, să vorbim puțin despre ce vă propuneți dacă ajungeți în Parlament. Auziți, stați un pic. Înainte de a vă propune, care sunt șansele dumneavoastră? Care credeți că sunt șansele de a ajunge în Parlament? Eu când intru într-o luptă, nu intru fără să mă gândesc că există sau să și pierd. Există posibilitatea să și pierd. A spus-o sincer când ați intrat în lupta pentru președinția CSDC, că nu vă aștepta să câștigați. Dar partidul, chiar dacă eu nu câștig, partidul câștigă. Pentru că se face cunoscut la nivel național, la nivel județean. Și cred că este timpul ca românii să se trezească și să cunoască că mai există o alternativă. Mai există vreo 17 alternative. Patriotic. La momentul ăsta, pe șichierul de dreapta, ca partid patriotic declarat, care își asumă pentru interesul național, pentru familie și sloganul nostru nu degeaba este dreptate pentru România. Românii nu simt dreptatea de la politicienii care au fost aleși de către ei. Nu simt? Nu simt. În multe feluri. Când ajungi tu ca politician să promiți să dai o lege în Parlament când vezi că moțiunea de cenzură îți bate la ușă și ai să pici și să crești skyrocket, să crești alocațiile, să crești pensiile, să o faci doar așa ca să-i arunci lui ăla castana în foc și el să o scoată. Astea sunt lucruri mizerabile când facem campanie electorală pe sărăcia oamenilor, pe pensii, pe alocații. Nu se face. Cum vă spuneam și în pauză, prin țările prin care am fost și mi-a fost dat să găsesc de multe ori să fiu prin alte state să văd campanii electorale. Nu am văzut nicăieri. Vă măresc pensia, vă măresc alocația la copii. Vă dați seama la ce nivel suntem noi? Adică profităm de sărăcia pe care noi, politicienii de acum, de 30 de ani, i-am dus, nu e vorba de mine, că eu doar ce am intrat, i-am dus pe acești oameni în sărăcie, i-am lăsat și le-a plăcut să ne țină în sărăcie, numai pentru că ca să ne aibă ca masă de manevră la vot. Să vină și hai mă că vă mai dau o bombonică ca la delfinul de la delfinariu. Hai dacă faci și asta și vii la vot, hai că îți mai dau. Nu mai vorbim de mizerile care erau cu găleata, cu șoșonul, cu dacă votezi îți dau și al doilea Adidas. Dacă... Astea sunt lucruri care revin la programul partidului. Stați un pic, dar credeți că dețin în sărăcie? Haideți să vă dau niște cifre acum, le-am căutat ca să le... Comparate cu cine? Comparate cu cine? Păi cu cine vreți? Cu Angola? Nu. Cu Cehia? Vreți cu Cehia? Cu Portugalia? Dar de ce merg românii și lucrează în Cehia? În 2019... Eu n-am văzut ce să lucreze aici. Produsul interbrut al României a fost mai mare decât produsul interbrut al Cehiei sau al Portugaliei. Evident, populația mai mică în Cehia. Da, da, da. Este evident. Dar nu mi se pare că ne țin în sărăcie. Noi am cât câștigați în 1989? Lucrați atunci? Da. Ce salarii aveți atunci?
Aveam 2000 de lei și diurna. Erați boier, înseamnă, la 2000 de lei. Păi ăsta era salariul de încadrare. Când era un salariu mare, să da, știți. Da, da. Păi tata avea 2500 și el lucra de 25 de ani. Eu în 2002 eram profesor și câștigam echivalentul la 50 de dolari. M-a întrebat un prieten din Statele Unite atunci cât câștig și i-am spus 50 de dolari. M-a întrebat dacă pe zi, că îi se părea destul de mult pentru un profesor, da. Și i-am spus că pe lună. Omului nu-i venea să creadă. Eram profesor de limba engleză la o școală din centrul Constanței. Atât era salariul meu, 50 de dolari pe lună, echivalent. Da. Acum, după atâția ani, salariile au mai crescut. Nu mi se pare că ducem noi românii așa de rău, precum spuneți. Pe cuvânt. Dar uitați-vă de unde am plecat. Dar de ce sunt atâția români, domnul Hagi? De ce sunt atâția români care lucrează afară? Atât soț cât și soție și copiii stau cu bunicii. Dumneavoastră știți câte familii distruse sunt în felul acesta. Copii. Citeam de un caz acum vreo 2 ani, un copil de 11 ani s-a spânzurat fiind crescut de bunică. Copiii noștri sunt ținuți departe de părinți doar pentru faptul că la noi nu există un loc de muncă. Dom'le, și ăla de 2000 de lei, de 1600, că salariul de bază știm bine cât este, un 2000 și un pic acolo. Chiar și ăla, domnule, dacă l-ar avea, să-l găsească, să se ducă să-l găsească. Este, domnule Focșa, numai că nu vine lumea. Nu mai avem specialități, nu mai avem tineri ca să iasă strungari, să iasă sudori. Nu mai avem școli profesionale. Dumneavoastră știți că Polonia a început să pună din nou accent pe asta și se văd rezultatele la doar câțiva ani. De ce alte state pot și noi nu putem? La noi, tinerii se înghesuie și ies pe bandă rulandă studenți, ingineri. El, cum termină, intră student. Dar nu știe ce face cu diploma aia. Am un, să-i spun, consătean, da, că e din Lumina de la mine. Îl cunosc de când m-am mutat în Lumina. El era, am impresia că ultimul an, la Ovidius, dar lucra la Dedeman. Acum tot la Dedeman este. Și a terminat de 4 ani. L-am întrebat odată, dar ce faci, bă, Dane? Tot aici? Păi tu ai terminat Ovidius. Păi unde să găsești, frate? Dar ce ai terminat? Mecanică. Păi și cum, mă? Nu găsești nicăieri. Aici am apucat, aici am un salariu de 3.000 de lei. Inginer mecanic, nu găsești. E inginer mecanic. E serviciul la auto, să știți, de oameni buni, de calitate. Care la fac cum spuneți dumneavoastră... Pe cuvânt că este, nu? Nu știu dacă este chiar. Vă dau eu un exemplu, spuneți-i să mă sune, știu un proprietar de serviciu care nu găsește nici electricieni, nici mecanici, este în pragul disperării și închide afacerea pentru că nu, că nu găsește, nu sună nimeni la anunț. Depinde și ce salariu oferă. Eu cred că la un asemenea... N-a sunat nimeni, înțelegeți? Ne-ați aruncat mingea la fileu. Un salariu în România trebuie să fie de minim 1000 de euro. Cât? Da, se poate. Se poate, să știți. Cum să se poate? De ce? Ne este frică că și are nouă toate fabricile și asta. Guvernul ține salariul jos cu un scop. Nu se poate să ții românii tăi la un salariu de 4-500 de euro. Pentru că, uitați, în programul nostru politic, taxarea muncii, despre care când vorbim de susținerea firmelor românești și încurajarea muncii în România și nu în afara ei, printr-un regim de taxare cât mai redus și prin asigurarea unor șanse egale pentru toți, munca să fie stimulată, nu suprareglementată și taxată excesiv. Micul producător și produsele sale trebuie sprijinite. Companiile străine care activează și revin din nou în România trebuie să aibă un sediu permanent pe teritoriul României și să plătească impozit pe profit aici. Asta este punctul 8 din declarația de la Țebea. Dacă îmi permiteți, aș vrea să-i dau citire la toată. Toate 10 puncte? Da, nu e așa de mare, am citit deja unul. Da? Ia, mai legiți unul, două. Se citește și pe site. Să vorbim despre, spre exemplu, la punctul 2, un stat de drept în care... Stați un pic cu salariul ca să înțeleg și apoi citim. Deci, se spun proprietarului Dobrogea TV să ne mărească la toți salariile 1000 de euro minim, da? Da, spuneți-mi. Să-i spun, da? Spuneți-mi, da. Ok, aveți dumneavoastră... Cred că meritați 1000 de euro. Eu merit mai mult. Mai mult. Evident. Atunci, 2000 pentru mine, 1000 pentru colegi, da? Dar vi se pare... Aveți vreo afacere? Ați condus vreodată vreo afacere? Da, am condus o afacere. Când am venit din Canada... Când am venit din Canada în 2006, când m-am întors din Canada, cu speranța că dacă intră în România,
în comunitatea europeană. Eu o să fac aici o afacere frumoasă. Aveam afacere în Canada. Ce faceți? Instalații de aer condiționat. Interesant. La blocuri. Da. Atât în comerț, comercial, cât și domestic, cum se spune. Pentru privat, blocurile cele înalte în Canada au toată instalația deasupra pus pe acoperiș. Nu stau cu aparatele pe... Dar făceam intervenții și pentru locații mai mici. Când am venit din Canada, eu mi-am angajat oamenii legal, aveam un buget de peste 50.000 de euro, că mai investisem în ceva terenuri, și am încercat să respect legea așa cum am deschis eu ochii pentru afacere în Canada, pentru că acolo mi-am deschis prima dată o afacere, da? În 5 minute mi-am deschis un business, apropo, pe internet, din 2-3 clicuri și gata, da? Fie, 50 de dolari m-a costat. Digitalizarea, iarăși, pe care noi marșăm foarte mult și ne dorim ca să se desprindă România din birocrația asta. V-ați deschis firmă. Ce s-a mi-am deschis firmă și plăteam la om. Am primit telefoane de amenințare de la celelalte companii care erau pe piață că, că le fur oamenii. Dar eu nu le furam oamenii. Veneau la mine pentru că ei le dădeau atunci, în 2006, 880 de lei pe zi. Ca să lucreze la înălțime, că avem echipamente de alpinism, da? Alpinism utilitar. Am făcut câteva fațade pe la blocuri pe aici, i-am plătit corect, ce frumos. Ce salarii le plăteați, domnule? Și eu le dădeam 100 de lei, 120 de lei pe zi. Cât venea asta în euro? Și atunci, în euro atunci, cred că erau vreo 25, nu știu, 20-25. Dar rest, ei alții plăteau cu... 750 de lei, era un salariu bun atunci, da. Și vă spun că cu toate astea, mulți îi auzeai, plec în Anglia, am ofertă în Germania, plec în Franța, plec în Belgia. Dumneavoastră cu siguranță și înțelegeți acest lucru pentru că ați stat în Canada 5 ani de zile, da, nu? Ați plecat și dumneavoastră. Deci înțelegeți resortul oamenilor de a pleca. Eu înțeleg că nu putem ajunge la un salariu de 2000 de euro, dar totuși suntem de 13 ani în comunitatea europeană. Să nu avem, dar Rusia, că fac o paralelă și mulți o să zică că că ăștia sunt finanțați de ruși, cum mai spun. De ce? Am stat de vorbă cu docher în Sankt Petersburg. Ce salariu ai, prietene? 1000 de dolari. La privat sau la stat? La privat, la privat este. Da. Păi ce, la noi sunt docherii de stat? Nu, nu. Dar nu știu dacă au 1000 de dolari în port la noi un docher. Nu știu dacă are. Nu știu. Asta înseamnă... Deci 1000 de euro sunt de patronul de aici, da, în mână, nu? Da. Asta înseamnă că am 1800... Dar la primărie, cum e posibil, domnul Hagi? 1800 de euro. Auziți, dar stați un pic. Dacă patronul spune, eu mă duc și cer de mâine 1800 de euro, cu totul să-mi revină 1000 de euro. Și spune, bă, n-am, că nu produce televiziune atât. O închidem. Păi dacă dumneavoastră plecați acasă, o închidă. Păi nu, dacă, nu găsește dacă altul. Dacă sunteți bun, vă ține. Doamne, eu știu că dacă nu are bani, dacă nu... Ok, vorbim despre o șaurmărie. Proprietarul acelei șaurmării nu produce într-atât încât să plătească 1800 de euro pentru vânzătorul. Dar n-am zis 1800 să-l plătească. 1000 dar, de euro ați spus. Dar un, 1000, a spus 1000 de euro, da. Asta înseamnă 1800 cu tot cu taxă. Păi nu, înseamnă nu, că tocmai de asta am citit. Taxarea. Fără apropo, taxă. În Canada exista taxare pe muncă plafonată. Dacă omul avea un income, un venit de 20.000 de dolari pe an, ăla nu era taxat. Înțeleg, nu, începea taxarea Anglia, de la 40.000. Da. Da. Începea cu un 16%. După aia, dacă era trecea de 60.000, începea cu un 20 și ceva la sută. Deci, salariile astea nici nu ar trebui taxate. Despre ce vorbim? Ia uite, suntem în plină pandemie, se fac vaccinuri și se fac testări. Omul are plătit CSE-ul și el trebuie să-și plătească testarea. Mă, am înnebunit. Unde se duc banii de la CSE? Dar de ce? De ce trebuie să se plătească dacă CSE-ul a primit bani de la asigurarea mea? Eu să plătesc o testare la care mă obligi tu. Nu este corect. Deci munca nu trebuie impozitată dacă este până la un plafon, cum discutam, pentru necalificați sau pentru calificați novicii care încep, au terminat o școală de meserii și au început, au 20-21 de ani. Lasă-l când ajunge la peste 3.000 de lei, atunci pune o taxare de un 10%. Ați calculat impactul bugetar pe taxarea muncii? A muncii până la o anumită sumă? Cam cât ar costa bugetul de stat? Domnule Hagi, dacă
Care este impactul bugetar la aceste pensii nesimțite? Dacă s-ar tăia toate pensiile astea speciale, dacă s-ar tăia, că trebuie să tăiate, știți cât bani ar fi la bugetul de stat? Băi, mulți, că mulți au făcut calculi, nu am cifre ca să vă dau. Cifre. Dar știți că nu pot fi tăiate, că a zis Curtea Constituțională că nu este constituțional să le tai. Deci, haideți să eliminăm această sursă. Curtea Constituțională a cui? A PSD-ului? A României, nu? Nu, aia este a PSD-ului. Nu știu, dar eu fac o afirmație că pe care mă asum. Aia este a PSD-ului. Nu pot fi tăiat. Trebuie să găsiți altă sursă de finanță. Pot fi impozitate 99%. Da. Păi cum să ai pensie de 15.000 de euro, domnule? În ce țară trăim? Suntem deci, nebuni? Sursa de finanțare pentru această tăiere este și apoi economia speciale, crește. Da? Economia crește dacă tu impozitezi munca mai puțin pentru la un plafon de salarizare de 2.000 de lei. Va crește, cu siguranță va crește. Vor fi încurajați și angajatorii, că el nu mai are atâta de plătit la stat. Vă dați seama? Lucrurile sunt de economiști, dacă sunt lăsați să lucreze, vor veni cu soluții la care nu ne așteptăm. Dar nu se dorește. Nu se dorește. Că se supără Renault și își mută fabricile în Maroc. Hai nu, să fim serioși. Renault are fabrici în Maroc, să știți. Păi știu că are, dar Dacia am auzit că... va fi construit în China, de exemplu. Da. Nu facem nimic pentru noi. Pentru poporul deci român. Știți că statul român este acționar la Dacia, da? Da, știu. Am înțeles. Minoritar. Păi minoritar, deci este acționar. Păi e normal. Și firma aceea dă de muncă la câteva mii de... Dar știți că în Norvegia gazul din Marea Nordului, 45%, este al statului norvegian și ne mirăm de ce copilul norvegian sau pensionarul norvegian are o asemenea viață frumoasă, pensionarul umblă pe croaziere, se duce, copilul are cele mai minunate condiții. Pentru că au stat un... De ce? Noi cât luăm? 2-3% luăm pe gazul ăsta care l-am dat de pomană. Nu scoatem nimic, să știți. Deocamdată scoatem nu luăm nimic pentru că nu scoatem. Haideți să mă citim niște puncte de acolo. Mulțumesc. Un punct foarte important. Punctul 9 din această declarație de la Țevea. Toate funcțiile de demnitate publică eligibile, primar, consilier local sau județean, președinte de Consiliul Județean, deputat, senator, să fie limitate la 2 mandate. De ce? Pentru primenirea clasei politice și pentru a motiva noile generații să se implice în exercițiul politic din România. Asta susține AUR. Să ne ajute Dumnezeu ca, prin votul cetățenilor, să putem avea un grup parlamentar solid în Parlamentul României ca să determinăm aceste schimbări pentru binele națiunii. Vă mai citesc una? Vă rog. Foarte importantă și asta. Punctul 6 din declarația de la Țevea. Luarea măsurilor necesare pentru ca serviciile de informații să înceteze oprimarea adversarilor politici ai puterii și să nu se mai poată implica în viața politică. Rolul serviciilor de informații este să apere țara de amenințările interne și externe, nu să facă politică din umbră la ordinul mai marilor zilei. Este asumată această afirmație de către conducerea partidului. Sunt informații clare în sensul ăsta. Ați citit în presă? Nu am citit în presă. Partidul nostru a protestat de pe 19 septembrie până pe 4 octombrie în fața Palatului Victoria. Într-una din nopți m-am dus și eu acolo, că am făcut prin rotație diferite județe din țară. 20 spre 21, noaptea de 20 spre 21 septembrie, am fost acolo. Și am văzut cum poliția cu jandarmeria au venit băieții cam un pluton erau. Noi eram vreo 20. Încă n-au fost alegeri locale. M-am apropiat să văd de ce vin așa buluc spre autocar. Ora 12 fără 5 noaptea. Și ce credeți? Avem informații că există substanțe interzise în acest autocar. Toată lumea jos. Tocmai erau niște tineri acolo, care e un autocar pe care partidul Alianța pentru Unirea Românilor l-a folosit în campania electorală de la locale și o să-l folosească
și în campania de parlamentare. Scrie mare pe el, Dreptate pentru România. A deranjat foarte mult prin țară. Și s-a plasat acolo, în fața Palatului Victoria, începând cu 13 septembrie, dacă nu mă înșel. Bun. Nu, începând cu 19 septembrie, scuze. Când am văzut că toți sunt dați jos, iar eu care am avut parte de control antidrog pe atâtea nave în diferite state, mi s-a părut suspect că după ce tinerii sunt dați jos, să spună domnul un civil, care am înțeles că era adjunctul Poliției Capitale, urcați, măi, la doi polițiști. Zic, stați un pic. Dacă aveți informații că are acest autocar substanțe interzise, nu ar trebui să urce câinele primul? Unde e câinele de droguri? Zic, eu am avut parte în experiența mea pe vapoare de controlul de la autoritățile australiene, americane, în diferite state. Și ne spunea, toată lumea în cabină, așteptați controlul. Și venea polițistul cu câinele. Dumneavoastră îi dați jos, zic, operațiunea noastră este compromisă. Toți băieții au telefoanele aprinse pe live, pe Facebook. Dacă se găsesc droguri, poliția română le-a plantat aici. La ce ați venit aici? Ce vreți? Dar dumneavoastră cine sunteți? M-am legitimat. Le-am spus că sunt candidat la Consiliul Județean din partea Aur pentru Constanța. Ok. Am venit o amendă de 500 de lei acasă. Am contestat-o, bineînțeles. Toți am primit acolo o amendă. Ne-a deranjat lucrul ăsta că a spus că nu o să ne amendeze. Două mașini de ridicat tiruri răsturnate erau parcate la Arcul de Triumf. Urma ca să le iasă bine scenariul. Ei spuneau că au găsit substanțe, punea sigiliul pe autocar și ridica autocarul de acolo. Oare se fac lucrurile astea așa de capul lor, nu se fac la comandă politică? Pentru că deranja. Aveam 10 puncte, erau chiar punctele astea, o parte din ele erau de aici. Cu ce deranjați, domnule Focșa? Nu deranjați cu nimic. Erați niște oameni care protestau, protestează oameni în România de 30 de ani. Nu deranjați cu nimic. Să știți, noi ceream acolo anchetarea onestă, pe față, transparentă, a ministrului transporturilor care fusese implicat în acel accident. Da? Ceream oprirea privatizării hidroelectrica, pe lângă care mai sunt câteva hidrocentrale pe Valea Jiului, care nu sunt terminate și vor să fie date la pachet. Ceream oprirea privatizării Exim Bank și oprirea privatizării cecului. Ce mai aveam acolo? Legat de pandemie. Copiilor li se cere să poarte mască în clasă, dar ei nu au toalete în școli. Despre ce vorbim aici? Eu am fetiță de 7 ani jumătate. La Lumina, ea trebuie să iasă afară ca să se ducă la toaletă. În comuna Lumina. Pentru asta îmi pare rău că m-am mutat din Constanța, cumva. Dar o să trecem și peste asta. Ce să facem? Este unul din punctele partidului, la nivel județean, dacă eu voi ajunge deputat, voi ține și mă voi lupta pentru această promisiune pe care o fac, ca toate școlile să aibă grup sanitar incorporat în corpul școlii, să nu iasă copilul, iese iarna afară, iese la WC-ul turcesc, este posibil așa ceva. Aveți dreptate, dar trebuie să se întâmple. Apă dar curentă nu este. Ce legătură are un deputat cu WC-ul școlii? Asta nu înțeleg. Că să știți, asta aparține școlile de Consiliul Județean. Școlile aparține de OAT-ul, Consiliul Județean. Așa este. De OAT-ul, nu de Consiliul Județean. Pot fi făcute demersuri și ca deputat, chiar dacă ești din alt partid, poți să sprijini Consiliul Județean ca să ia atitudine, să favorizezi cumva. Nu Consiliul Județean, OAT-ul, primăria se ocupă de școală. Ce poate să facă un deputat? Nu știu, să se ducă la primar, să-i dea bani. Cum poate deputatul construi un WC-ul la școală? OAT-ul face dacă cere, dacă are un program, un plan de dezvoltare pe care îl supune tot Consiliul Județean. Că banii nu au cum să vină. Este planul de dezvoltare de locală. Dacă da? Primăria Constanța vrea să construiască o toaletă la școală numărul X, nu trebuie să ducă la Consiliul Județean. Pur și simplu alocă bani și școala... Credeți că un deputat nu poate să facă ca lucrurile să se miște dacă vede că nu sunt... Nu cred că un deputat poate construi o toaletă într-o școală. Dar nu deputatul să o construiască, dar să vadă unde e problema. Poate că acel primar, el, să vă dau un exemplu, este de altă culoare politică față de ce este la județ, nu primește fonduri. Credeți că acel deputat nu poate să intervine să ajute acel primar? Eu cred că poate. Eu am vrut doar să-mi exprim deschiderea că dacă voi fi ales pentru Camera Deputaților,
Pentru mine nu există culoare politică. Chiar dacă e penelist, PSD-ist și știu că un primar vrea să facă bine comunității, eu îl voi ajuta. Pentru că consider că așa este normal. Noi trebuie să progresăm, nu să involuăm, să ieșim din paradigma asta de luptă pe culoare politică și de interese, dacă mi iese ceva, nu. Fă-mă ceva pentru comunitatea ta dacă te-a pus acolo. Că rămâne în urma ta. Nu neapărat să te îmbogățești tu. De aia susținem confiscarea averilor în formă extinsă până al patrulea grad de rudenie. Pentru că mizeriile astea trebuie să înceteze. Cu parandărătul. Dacă există. Există! Există! Nu? Aveți dovezi dumneavoastră? Da, da, da. Sunt dovezi, să știți că sunt dovezi. Ce scor sperați, domnule Focșu? Ce procent? Eu sper să iau la nivel de județ peste 5%, un 6-7, la nivel național, la fel, peste 5% sper să luăm. Avem foarte mulți simpatizanți și tot din ce în ce mai mulți zi de zi ni se alătură. Atât din diaspora, avem candidați pe diaspora, din diaspora. Nu cineva care habar n-are cum este în diaspora. Care locuiesc în Germania, care locuiesc în Anglia. Două întrebări scurte așa pe final, domnule Focșu. Vă pare rău că v-ați întors din Canada și că temporar ați renunțat la o meserie bănoasă, grea, dar bănoasă? Să știți, când mă implic în ceva, mă gândesc bine. Nu-mi pare rău că m-am întors din Canada, pentru că am verificat. Experiența emigrării nu este plăcută. Eu eram aici cu sufletul. Deși a stat acolo 5 ani de zile. Da. Apoi, că m-am implicat politic, iarăși nu-mi pare rău. Am posibilitatea și toate certificatele valabile, pot să mă întorc imediat după alegeri. Încă îmi vin în mail-uri oferte de muncă. Sunt convins că în acest domeniu se caută specialiști. Cu siguranță puteți pleca când vreți. Mă gândesc că cine a stat în Canada 5 ani de zile se mai duce cu mintea din când în când acolo. Băiatul mai mare mi-a reproșat, care acum este ofițer 3. De ce n-ați rămas acolo? Dacă rămâneam acolo, n-ar fi ajuns și el marinar. M-a durut, să știți. Trist, da. M-a durut. Da. Da. Asta este. Ce regretați de acolo? Nu știu, un lucru așa pe scurt. Sau ce vă vine în minte? Ce v-a plăcut acolo? Corectitudinea. A administrației, a politicienilor, administrație, nu? Începând de la agenții de poliție, de la funcționarul public și respectul între persoane. Frumos, da. Ultima întrebare, pentru că vorbeați că România este o colonie în opinia noastră. Ce mașină conduceți? Ce marcă? Spuneți-mi că și așa am făcut reclamă. Volkswagen. 2012. Nu conduceți o mașină românească, construită în România? Am vrut să-mi iau Duster. Și o să-mi iau Duster. Da, mi se pare că sunteți un client al coloniei, ca să glumesc puțin. Nu. Nu vreau să vă jignesc. Nu. Cu toții sunt, mulți dintre noi suntem și eu conduc o mașină străină. Nu. Suntem cumva, acum întrebarea devine serioasă, suntem cumva totuși parteneri ai comunității europene? Uitați-vă, le conducem mașinile, exportăm 70%. Nu suntem parteneri egali. Nu suntem egali. Nu. Putem fi parteneri egali noi românii cu o țară ca Germania, de exemplu, care a constituit această comunitate și care este de câteva ori mai bogată decât noi? Putem fi parteneri pe picior de egalitate? Să știți că poziția strategică a României oferă posibilitate liderilor noștri să negocieze nu de pe poziția de ghiocel. Da, România poate fi un factor de coagulare în Balcani și în centrul Europei aici. De ce ne-au luat-o ungurii înainte? Că ne-au luat-o înainte cumva. Da? Putem fi. Pentru că noi suntem 20 de milioane. Avem portul Constanța. Avem canalul Dunărea Marea Neagră. Putem fi. De-aia nici nu am intrat în Schengen. Pentru că tragem cumva în jos Rotterdam. Nu cred, să știți. Ba da. Nu cred deloc. Da, olandezii, olandezii știu ce știu. 15% se duce din profitul. Pentru ei e mult. E o discuție întreagă aceasta. Da, așa este. Personal, sunt de acord. Am vorbit așa cu mai multe persoane. Suntem însă dispuși.
la toate punctele de vedere, pentru că este un subiect cu adevărat interesant. Noi ne propusesem la începutul emisiunii să discutăm și despre Portul Constanța, dar ne-am lăsat duși așa de val, domnule Focșa. Vă aștept și cu altă ocazie să discutăm și despre aceste lucruri. Mulțumesc cu drag pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Să aveți o seară excelentă în continuare, vă doresc. Vă mulțumesc.